On October 13th, Moldovan youth organized by Amnesty International held an anti-death penalty protest outside of the American Embassy in Chișinău. Today we're having a small action of protest in front of the American Embassy. We're protesting against the use of death penalty in USA, and specifically we're protesting against the use of electric chair. I mean, it's still used in 7 states as a secondary punishment, but still we consider that to use as electric chairs are a crime against humanity. I mean, it's not human, it's crude, it's rude, and it should not be used anymore. Nu este democratic și nu este uman să condamne o persoană la moarte. Poți să folosești alte metode de reprimare a lui, pedeapsa pe viață la să fie muncă în folosul comunității, dar nici într-un caz pedeapsa cu moarte. Dumnezeu, dacă ți-a dat viața, doar El consider că este în drept să-ți o ia. Și omul își preia asupra lui niște funcții pe care nu le are. Niște funcții acelui de sus și este și necreștinește să faci lucrul ăsta. Rușine Statelor Unite! Rușine Statelor Unite! Rușine Statelor Unite! Rușine Statelor Unite! We would like to inform people that USA still uses death penalty, and if by use the death penalty, the USA is can be compared to such states as North Korea, China, Saudi Arabia, or Iran, which are far from being democratic, and USA is considered, it's proclaimed itself to be a democratic country. Stop the death penalty in USA! Stop the death penalty in USA! Stop the death penalty in USA! Stop the penalty in USA. Păcat că Statele Unite până în prezent își permite să condamne oamenii la moarte. Este o pedeapsă secundară. Persoana este... Dar nu este corect. Și Declarația Universală a Drepturilor Omului spune că dreptul la viață este un drept fundamental, un drept constituțional. Lucru care Statele Unite îl ignoră. Păcat că, pentru că, de fapt, Statele Unite ar fi un exemplu al democrației, dar în cazul dat, se dovedește invers. Reporting from Chișinău, Moldova, I'm Josh Boisevain.